e mult mai ușor asta. Ok? Dun 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 dun. This is my intro song. Bună tuturor, sunt Celia Novo. Hi, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și astăzi o să vă arăt cum mă spăl pe cap cu codițe afro. Câteva săptămâni, mai exact 2 săptămâni acum, am făcut un video în care am făcut un tutorial de codițe afro și v-am arătat cum pot să fac codițe afro, care sunt acelea. Da, dacă n-ați văzut videoclipul încă, poți să te duci să te uiți la videoclip după asta, bineînțeles. Stai pentru asta și după mergi pe canalul meu să vezi mai multe videoclipuri despre codițe afro. Fiecare dată când fac un video, mai ales despre cultura mea, de exemplu de codițe afro, pentru că codițe afro este o parte din cultura mea, în Nigeria, unde vin eu, nu mergem la salon pentru vopsit sau ceva de tuns pe părul sau ce. Nu. Noi de obicei mergem pentru codițe, pentru dreaduri, pentru diferite stiluri de afro, diferite stiluri de braids. Asta e cultura mea, efectiv, și îmi place să vorbesc și să vă arătat ce este, de fapt, ca să știți și voi și ca să fiți informați, să nu știu, să vedeți un video de la o româncă care a fost în Egipt sau în Turcia sau nu știu ce și a făcut box braids pe stradă și a venit și a făcut un video și vai de capul meu, box braid asta e rău, mi-a căzut tot părul și n-am putut să spăl pe cap, bla bla bla. Nu-mi place videouri de genul asta, nu poți să te speli pe cap, părul este mutat tot timpul, părul se cade, părul nu știu ce. Deci, no, 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 no. În primul rând, box braids diferă. Aceeași persoanelor care face box braids diferă. Nu știu dacă am zis bine. Romania not my first language. Nu știu, cred că este un compliment când fac greșeala în limba română și zice cineva că vai, uite ce greșeală ai făcut, ca și eu sunt o româncă și vorbesc română de toată viața mea. Știi? E ca un compliment, adică înseamnă că vorbesc atât de bine să nu știe toată lumea că de fapt nu sunt româncă și nu vorbesc bine deloc. Adică încerc și învăț fiecare zi. În fine, scuze for the grammatical errors. Anyway, acest video și toate videoclipurile care eu fac este să fiți mai informați. Dacă ai venit aici să înveți ceva foarte nou și să vezi cum eu fac, nu de alt oameni, cum eu fac, bine ați venit! Dacă ai venit aici doar să vezi și să scrii ceva că, păi nu e așa. Bine ai venit pentru că... Cu spălare. Am făcut acest codițe de 2 săptămâni acum și deja se vede că părul meu se iasă. În față se vede urât pentru că am părul foarte, foarte, foarte subțiri. Codițe nu este ceva permanent, este temporal. O să dau jos asta după 2 săptămâni și o să fac altceva. Deci, e foarte, foarte ok să încerc și tu, să vezi și tu și după poți să realizezi părul meu a schimbat în felul ăsta, am acest tip de păr sau mi-a strâns foarte tare fata asta și vreau să merg la altcineva să mă facă. Deci, e mai bine să încerci. Absolut ok, poți să dai jos și știi pentru data viitoare. Singura rugămintea mea pentru cineva care a făcut box braid și ea nu a mers atât de bine ce a crezut ea, să nu vii aici să faci un video și să zic adevărul despre box braid. Box braid e foarte rău. Box braid e așa. Cred că e pentru atitudinea asta, zice foarte, foarte multe persoane de culoare că box braids nu este pentru
fetele albe. Pentru atitudinea asta, dacă eu vin și să iau culturea ta pentru ceva care tu fac toată viața ta și eu am încercat doar o dată, o să te enervează, nu? Same principle. Asta, atâta pot să zic despre fetele albe cu codițe afro, pentru că primesc întrebarea asta mereu, mai ales pe YouTube, pe TikTok, dar eu fac codițe la fetele albe și clientele mele nu sunt așa. Astăzi zic că e foarte, foarte ok cu mine, nu vorbesc de comunitate sau țara. Este o mică linie între cultural appropriation și cultural appreciation. Deci, gata cu subiectul ăsta. Next, hai să vedem cum mă spăl pe cap cu codițe. De obicei, cât de des mă spăl pe cap? Nu foarte des. Pentru că n-am nicio problemă dacă părul meu rămâne așa. Nu face nimic, n-am, cum să zic, itching. It's not itching, nu mă doare, nu am nimic. Efectiv, simt că e părul meu. Dar pentru hygiene, este recomandat să te speli 2 ori pe săptămână. Eu cam o dată. Here I am, cu codiță. Ok. Mergem să mă spăl pe cap. Primul lucru este să pune codițe în ponytail, pentru că o să fie mult mai ușor să mă spăl. Așa cum vedeți, am lăsat mai moale, n-am strâns ponii foarte, foarte tare, ca să am loc să fac așa cu degete. Atâta, foarte, foarte ușor, apoi dai cu șampon, cu balsam. Acum pot să fac și un nod aici, fac așa. Un nod, simplu, și arată așa. De ce fac asta? Pentru că, până la urmă, nu vreau apă pentru toate părul, inclusiv extensii de codițe. E mult mai ușor metoda asta decât pentru toate codițe, pentru că trebuie să dau cu fion după și e exhausting și time wasting. Nu e nimic dacă extensii de codițe vine în contact cu apă. E foarte, foarte ok, e foarte, foarte normal, dar pentru time saving și foarte ușor, foarte rapid, in, out, n-am timp să stau 30 de minute, o oră după cu toate capul, e mult mai ușor asta, ok? Cu șampon. Acces. Așa. Și în spate. Și în mijloc, până în mijloc. Acum cu apă. Gata. E important dacă poți să te prinzi aici, dacă poți să prinde asta foarte, foarte bine, o să fie super ușor între apă, între apă în ochii mei. O să fie foarte, foarte ușor pentru tine să te speli foarte ușor, foarte rapid. N-am stat aici o oră, am stat, nu știu, 5 minute, 7 minute și atâta. Poți să vezi că este curat. Acum mă doare spate pentru că n-am pus asta foarte, foarte bine și mergem. Hai. Ok, am revenit, am spălat.
Dacă vedeți, părul meu este foarte, foarte subțir, cum am zis, în fața, așa. Și trebuie să reface toate în fața asta. E ud doar pe partea asta, dar în rest e foarte, foarte uscat, așa cum vedeți. Deci, mission accomplished. Acum iau prosop și fac așa. Vedeți? It's so clean, guys. Very clean, brand new. Acum, ce facem next? My hair looks so cute. Hair dryer! Guys, I spent more time trying to dry the hair more than I spent washing it. That is what I say, it is way easier să ține părul sus, să faci un nod și să spele doar pe rădăcină, nu pe codițe, pentru că stai mult, mai mult să usuce cu fionul decât să spălă. Și nu prea are sens, pentru că asta nu este părul tău, e extens. Și dacă părul tău ajunge până aici, până la urmă asta, rădăcina e ce care e important, scalpul. Dacă când îți speli pe părul, nu începe aici, începe cu scalpul. Și acum m-am spălat, dar nu sunt foarte, foarte încătată cum arată aici. Deci vreau să efectiv refac. I will do it all over again, dar doar în față, pentru că părul e așa. Vedeți? Ok. Și acum iau doar care este important, acest nu, asta da, asta da, asta da. 4, aici, asta da, asta da, asta nu, asta da. Am aceste, se reface, așa cum vedeți, e prea îndepărtată de părul meu și trebuie să reface, diferit de asta care stă în loc. Cut it. Ok, guys, mi-am desfăcut, mai am niște extensii puține care a rămas când am făcut codiții, dar și o să folosesc acum asta în față și o să revin cu finalul. Ok, guys, am revenit, am refăcut the front braids, cele care e în fața, știu, și mai am puțin și gata, cum vedeți. Foarte, foarte cute, mai bine arată acum decât la începutul videoul ăsta. Am zis pentru ultimul, ca să vă arat totuși dacă fac să fie un tutorial complet cu codițe, cu cum să spăl toate. Deci am luat extensii, vezi cât de puțin păr am aici, totuși o să fac, o să prinde.
Ok, guys, am terminat. Așa arată. Foarte, foarte brand new. Puteți să vedeți. Părul meu crește în continuu. Spuma de păr. Așa. Și cam așa. Ok? Părul arată nou. E curat. Acum nu face nimic. N-am nimic în cap, n-am mătrat sau ceva. It's very clean. And when it gets dirty, I wash it again. E foarte ușor, e foarte simplu. Nu este ceva complicat, nu este ceva vai de ai codițe. Nu poți să faci asta, nu poți să faci asta. Deci nu, ok? E absolut normal. Și atâta. Dacă v-ați plăcut acest video, dă-mi un like, abonează-te pe canalul meu. Nu mai am air. Bla, bla, bla. Watch my other videos, uită-te la alți videoclipurile mele. Și până data viitoare, vă pup!